Sofia Bobiu, dar nu numai. Oricum, l-a avut ca duhovnic mulți ani, a stat aproape de el până un an înainte de adunirea Părintelui și cred că a avut un an. Și la sfatul Părintelui sau la binecuvântarea Părintelui și la dorința sa, unde a stat ca monac și apoi era monac timp de 14 ani. 17. Trebuie să cum spunea, credea că acolo va ajunge întotdeauna, dar interperile, faptul că e mai aproape de dâns, mai rătăros, mai cric și dânsul lui foarte sensibil pe partea asta pământilor, a trebuit la un moment dat să plece la Iași. Acum e preotul la Catedrala Metropolitană din Iași. O să vedeți, la sfârșit, s-a ocupat de cărți legate de Părintele Sofian Bobiu, pe care le puteți cumpăra la sfârșit. Este și un CD și poze cu dânsul. O să vă las pe mâna Părintelui. Sper să nu fie tot așa de scurt ca la Catedrală. Și pe aceea întrebările. Da. Doamne ajută! Mă bucur foarte mult să fiu aici, în cetatea Clujului. Și îi spuneam Părintele Ciprian când am venit cu mașina că mă leagă niște amintiri de Cluj, de Ascolul Cluj al anilor 90. Aici au fost vreo două întâlniri consultative, două, trei întâlniri consultative ale tuturor filialelor aici în Cluj. Chiar la una dintre ele, în timpul unei din aceste consfătuiri, a avut loc aici în Cluj un meeting atunci când a luat grevul catolicii, biserica, schimbarea la față. Noi nu știam, așa ne-am nimerit și noi exact în mijlocul evenimentelor, toate filiale, și în altul Bartonaz, a, ce bine că ați venit, haideți și voi, acum la meeting, la procesiune. Da. Și mi-a mai rămas în minte legat de Ascol Cluj, aici am participat la cea mai strașnică bătaie cu zăpada, la care am participat vreodată. Pe de-o parte erau toate fetele de la toate filialele Ascol, pe cealaltă parte erau băieții de la toate filialele Ascol. Da. Și fetele din Cluj ne-au atras așa cum făceau domnitorii când se loveau, când se luptau cu turcii, îi atrăgeau așa într-o zonă geografică care le convenea așa și fetele ne-au atras undeva unde era un fel de deal, așa, pe mama m-a alunecat pe deal acela majoritatea. Da. Și îi spuneam Părintelui că a doua întâmplare legată de Ascol Cluj, după ce Părintele a fost președinte la Ascol Cluj, a venit Ioan Ardelean, care acum e preot în Grecia. Și eu așa am remarcat că Ascol Cluj atunci era plin de fete, erau foarte multe fete. Și din când în când așa cât un băiat, dar totuși vreau să fie un băiat președinte. Și a ajuns Ioan Ardelean președinte. Și tot așa am avut o întâlnire aici, toate filialele. Și am intrat în sediul Ascol și toate fetele alergau din stâng, în stânga, în dreapta, mutau hurtii. Ioan săracul stătea într-un colț așa și se uita zmerit și o fată zice: Ioane, ești președinte, fă și tu ceva odată. Și Ioan zice: spuneți voi ce să fac și o să fac, spuneți. Ei, astea două imagini mi-au rămas întipărite în minte legate de atmosfera din Cluj, atmosfera ascolistă din Cluj în anii 90 și mă bucur să fiu alături de Părinte Ciprian. Ne-am înțeles foarte bine și atunci, știți, când e să te înțelegi cu cineva, când te înțelegi de la început, și în anii 90 a amintit Părintele și de consfătuirile unde se discutau statutul, chiar se discuta statutul atunci în mod real, studenții îl discutau, îl analizau în mod real și mi-aduc aminte și niște contribuții de la, din partea Clujului. Nu știu dacă Părinte își mai aduce aminte, dar inclusiv faptul acela când în statutul asociației s-a trecut faptul că Ascol dorește să propovedească credința în mediul universitar, în duhul filocaliei descoperit de Părinte Stăniloae. Eu așa mi-aduc aminte că și din partea Clujului s-a primit un ajutor ca să trecem în statut lucrul acesta, care arăta că Ascolul dorește să meargă pe această linie, nu o simplă misiune, ci o misiune în duhul părinților, în duhul patristic. În legătură cu subiectul din seara aceasta, despre libertatea interioară și frământările tinerilor de astăzi, este un subiect foarte vast. Puțin am încercat așa să mă uit și mi-am dat seama că este ceva, este o temă uriașă, libertatea duhovnicească, libertatea interioară, libertatea harică.
Nu mai vorbesc de celălalt aspect, frământările tinerilor de astăzi. Așa, ca o idee generală, eu vreau să spun că libertatea aceasta interioară, harică, este singura libertate care nu ne trădează. În rest, orice alt tip de libertate, de exemplu, libertatea aceasta exterioară, să spunem, ne pot trăda la un moment dat. Libertatea exterioară, la un moment dat, poate să nu mai existe. Poate să fie, de asemenea, tot felul de libertăți care credem noi că sunt libertăți, însă, în cele din urmă, se dovedesc că sunt niște capcane, niște curse care ne fac rău. Și cu cât ne dăm seama mai devreme, cu atât este mai bine. Ce înseamnă, până la urmă, această libertate harică, această libertate interioară, din punctul nostru de vedere al creștinilor? Înseamnă a fi într-o comuniune reală, profundă, cât mai profundă cât putem noi, cu Hristos. De ce? Fiindcă Dumnezeu este libertatea în sine. Înțelegeți? Cum găsim îndemnuri în Sfânta Scriptură, mai multe îndemnuri. Am fost chemați la libertate, spune Sfântul Apostol Pavel. Fiți tari în libertatea în care v-a chemat Hristos. Sau nu folosi libertatea ca acoperământ al vicleniei, al răutății, ci fiți robii lui Dumnezeu. Dar fiți atenți. Robii libertății, adică liberi. Că Dumnezeu este libertate, este iubire. Deci dacă ești robul lui Hristos, de fapt, abia atunci începi să fii liber. Și de unde se vede că aici este adevărul? Din faptul că oamenii au rezistat în condiții foarte grele având această libertate interioară. Și nu s-au pierdut. O să vorbesc pe parcursul conferinței și despre perioada aceasta din timpul comunismului, cu cei care au suferit în închisori, dar sunt atâtea cazuri, atâtea exemple cu cei care au avut această libertate interioară și au rezistat. Miraculos! Și o să vedeți și în seara asta o să vorbească și Părintele Arsenie Papacioc și Părintele Sofian Bochiu despre acest lucru. Desigur, problema este destul de complicată în timpurile pe care le trăim. Patimile sunt aceleași în toată istoria. Ajutorul Dumnezeu este același, dar vedeți că noi parcă un pic suntem mai slabi în a rezista ispitelor decât cei din vechime. Probabil și datorită faptului că mintea noastră a obosit de la atâtea imagini. Înțelegeți? Omul nu este făcut să proceseze sute, mii de imagini. Și vă dați seama, imaginile acestea aduc uneori, altădată de multe ori, dacă nu suntem atenți, aduc multe murdării. Și cum ne învață și Sfântul Ioan Casian și alți părinți, să oprești gândul de la început, să nu-l lași să pătrundă. Păi ce să-l oprești dacă noi toată ziua stăm cu imagini și cu tot felul de aiureli? Ce să-l mai oprești? Și din punctul ăsta de vedere, omul a slăbit. Dar cu toții vom ajunge la final. Vrem, nu vrem, nu știm când va veni finalul. Și trebuie puțin să fim înțelepți. Și am mai găsit o expresie foarte frumoasă la Părintele Dumitru Stăniloae. Spune că Hristos Dumnezeu este singurul care ne dăruiește libertatea ca și har, ca și ajutor sufletesc, real. Ca și har nezidit. Și în viața Sfântului Sion Atonitul, scrisă de Părintele Sofronie Saharov, e un episod așa paradigmatic pentru tema de astăzi, și anume spune acolo că a venit un student să stea de vorbă cu Sfântul Siloan Atonitul, să vorbească despre libertate. Și, bineînțeles, prin libertate înțelegea ce înțelegem mulți dintre noi până la un anumit punct, până ne trezim. Libertatea politică, libertatea exterioară, libertatea de a face ce vrei, de a spune aplicare dorințelor și așa mai departe. Iar Sfântul Siloan Atonitu, după mărturia Părintelui Sofronie, îi dă următorul răspuns.
Eu cred că pentru a fi liberi trebuie să ne legăm cât mai mult pe noi înșine. Cu cât suntem mai, cu cât ne legăm mai mult pe noi înșine, cu ajutorul lui Dumnezeu, începem să simțim adevărata libertate și adevărata fericire. Că spune Sfântul Apostol Iacov, găsim lucrul acesta, că ne spune să ne apropiem de legile duhovnicești ale libertății, dar nu ca și ascultători, ci să încercăm să și împlinim legile libertății care a lăsat Dumnezeu și așa vom dobândi fericirea. Iată, unde este fericirea? Că toți vrem fericire, 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 dar vedem că totuși omul parcă nu prea e chiar așa de fericit. Nu știu ce să zic, am multe crize de deznădejde, de depresie, mai ales în zona celor care nu au legătură cu dreapta credință sau nu încearcă să aibă o legătură mai profundă cu dreapta credință. Acolo apar cele mai multe dezechilibre. Și la noi în țară și în afară, vedeți că în afară mulți oameni apelează la psihiatri că nu au preoți. Nici unii nici nu înțeleg foarte bine ce este preoția în dreapta credință. Noi aici totuși, de bine de rău, în țara aceasta, este o binecuvântare, este un har, sunt preoți mulți, omul își poate reveni duhovnicește, se poate spovedi, poate redobândi această libertate interioară. Și vă spuneam că omul astăzi este un pic slăbit datorită avalanșei acestea de imagini. Trebuie să avem o anumită înțelepciune. Asta este clar. Spune Sfântul Chiril Fileotul. Zice așa. Două lucruri foarte interesante. Omul care nu se stăpânește pe sine nu poate fi liber. Nu are cum să fie liber. Că ajunge rob unei patimi. Oricât facem noi pe viteji că sunt liberi, că nu știu, dacă e să fim sinceri cu noi înșine până la capăt, recunoaștem pe oamnă, da, sunt dependent de o patimă. Sunt robul ei. Vedem cât de greu ne despindem de ea. Dacă suntem sinceri, dacă vrem să epatăm, să zicem că nu, eu sunt viteaz, putem să ne mințim pe noi înșine, dar până când? Și iarăși Sfântul Chiril Fileotul zice, dacă atunci când ne rugăm, vedem în noi niște răutăți, niște gânduri de răutate care ne vin, suntem departe de libertate. Așa că nu știu câți dintre noi, dacă vreunul dintre noi de aici este cu adevărat liber, dacă ne gândim numai la aceste două idei pe care le spune Sfântul Chiril Fileotul. Însă, nu trebuie să cădem, v-am spus, în deznădejde, în supărări, doar Hristos a venit să ne aducă bucuria învierii. Cum zice acum, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că suntem părtași legii vieții întru Hristos. Nu mai suntem părtași la legea păcatului și a morții prin învierea lui Hristos. Și iarăși un lucru foarte frumos la Sfântul Apostol Petru, citatul acela vestit din epistola a doua a lui Petru, în care ne se spune Dumnezeu ne-a dat tot ceea ce ne trebuie pentru viață. Viața, înțeles, ca libertate, ca viață harică, viață sufletească, viață în Hristos. Ne-a dat tot ce ne trebuie pentru viață. Și pentru a ne face astfel părtași dumnezeieștii firi. Și unii spun că aceste cuvinte, părtași dumnezeieștii firi, arată, de fapt, esența ortodoxiei, esența dreptei credinței. Tot ceea ce facem noi în ortodoxie, în dreapta credință, dacă ne străduim să luăm în serios învățăturile părinților, învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos, are ca fundament această împreună lucrare între om și Dumnezeu. Această dorință a credinciosului de a fi părtaș dumnezeiești fire. Adică, vedeți, voința omului conlucrează cu harul tot timpul. Și așa reușim, tot timpul cerând de ajutorul Dumnezeu. Nu din când în când, nu creștin de duminică, că nu rezolvăm nimica, nu ne rezolvăm crizele sufletești, golul sufletesc. Nu, să ne străduim tot timpul să cerem ajutor, să întrebăm tot timpul pe Dumnezeu. Aici trebuie să ajungem. E greu, ne fuge mintea în toate părțile. Dar până la urmă,
Iubiților, nu contează rezultatul, contează lupta. Contează, Dumnezeu vede că încercăm să ne depășim pe noi și, cum zice Serafim Broscă, cel mai greu război e războiul cu noi înșine. Și ca să ne dăm seama cât de mult ne pot afecta toate imaginile astea, dacă nu ne stătuim să avem un control asupra lor, mai gândiți-vă, de exemplu, la ceea ce spune Sfântul Grigorie Palama despre Maica Domnului. Este un rezumat acolo, care un rezumat al vieții isihaste a Maicii Domnului. Că știm cu toții, după tradiția Bisericii, Maica Domnului a stat în Sfânta Sfintelor mai mulți ani, în copilărie, și spune Sfântul Grigorie Palama, s-a îndepărtat de lume și spune, a unit întoarcerea spre sine cu atenția, cu rugăciunea neîncetată. Întoarcerea spre sine, cu atenția, cu rugăciunea neîncetată le-a unit. Ia gândiți-vă ce întoarcere spre sine, ce atenție, ce rugăciune neîncetată putem face noi astăzi dacă nu încercăm să controlăm toată această avalanșă de informații, de imagini care vin asupra noastră. Nu, nu reușim. Și fiți atenți, tot ce zice Sfântul Grigorie Palama. Și în felul acesta, spune el, parafrazez, a îndepărtat gunoiul cu multe forme al gândurilor. Gunoiul cu multe forme al gândurilor. Și a ajuns la tăcerea minții. Iată, deci, vorbește de o copilă, când nu exista internet, nu exista televizor, care a îndepărtat gunoiul cu multe forme al gândurilor. Înțelegeți? Ori noi toți zicem că sunt independent, sunt puternic. Mă uit în toate părțile, citesc orice, vorbesc cu oricine, mă duc în orice anturaj, că sunt puternic. Dar gândurile ne trădează că nu chiar suntem puternici. Gândurile ne fac praf biscădincioși dacă nu suntem atenți. Și până la urmă, aceasta este o altă formă de a vorbi despre libertatea interioară. Omul se străduiește să fie stăpân pe gânduri, să ajungă cât de cât la o tăcere a minții, adică să nu mai atace toate gândurile acestea, cât de cât să, atunci când se roagă, să fie în cuvântul rugăciunii. Foarte periculos formalismul în credință, iubiți credincioși, foarte periculos. Câteodată ne îndepărtează mai mult de Dumnezeu decât atunci când suntem indiferenți. Ce înseamnă formalismul în credință, de exemplu? De exemplu, citim rugăciuni. Papa, hai că trebuie să citesc rugăciuni de seara, trebuie să citesc rugăciuni de dimineață, trebuie să citesc paraclisul. Dar stați, fraților, că nu vă grăbește nimeni. De ce trebuie să le citim? N-am fost atenți? Repetăm. Până suntem atenți. Ideal ar fi să terminăm paraclisul, acatistul, rugăciunea de seară. Dar dacă ăsta e nivelul nostru, suntem praf focus cu gândurile, repetăm, asta spunea și Părintele Sofian, repeți până ești atent. Eu, la început eu am descoperit așa credința pe la sfârșitul liceului. Cred că îmi ținea și o oră, o oră jumate, să zic niște amărte de rugăciuni de dimineață. Atât eram de împrăștea cu minte, eram făcut praf. Dar, v-am spus, prin spovedanie de asta, participare la slujbe, mai citim cărți duhovnicești, reușim până la urmă să ne concentrăm. Când spunem o rugăciune, să fim în lăuntru cu cuvântului de rugăciune, măcar la nivel mental, nu mai vorbesc ca trebuie și la nivelul minții, la nivelul inimii. După aceea, sunt diverse forme de formalism în credință care clar ne răpesc libertatea duhovnicească. Problema libertății duhovnicești este o problemă capitală în Ortodoxie. Părintele Sofronie Saharov zice așa, omul nu poate ajunge la o rugăciune profundă până nu experimentează libertatea duhovnicească. Și el ne dă două lucruri destul de simple în aparență. Spune,
Uitați, dacă vreți să experimentați libertatea duhovnicească, nu încercați să vă impuneți voința asupra altora. Nu încercați să vă impuneți voința. Îi spui odată de două și te rogi pentru el. De ce? Că eu am dreptate, trebuie să facă ca mine? Dacă ai dreptate, se va vedea. Dacă n-ai, de ce trebuie să impui voința de altuia? Și după aceea, mai putem experimenta libertatea duhovnicească, zice Părintele Sofronie Saharov, și atunci când avem tăria lăuntrică de a ne sustrage de la influențele celorlalți. Trebuie să ne lăsăm așa ușor influențați. Gândul la verticală, cum zice preotul la Sfânta Liturghie, sus să avem inimile. Gândul la Hristos tot timpul. Doamne, ce să fac? Iisuse, luminează-mă, Maica, luminează-mă. Altfel, să știți că e foarte greu, mai ales în ziua de astăzi, când și diavolul a devenit mult mai subtil și nu te atacă direct. Te atacă cu zâmbetul pe buze, dar la sfârșit tot diavolul este. Și am spus că am avut șansa aceasta că am stat mai mulți ani lângă Părintele Sofian, m-am spovedit 11 ani la el. În seara asta se lansează o carte, o să vă mai spun la sfârșit. Am primit ascultare să fac această carte când eram președinte la ASCOR, între 1995 și 1999. L-am invitat de câteva ori, Părintele Sofian, la ASCOR. N-a acceptat decât de două ori, în aproape 10 ani. Nu vrea să... Odată ne-am vorbit, prima dată ne-am vorbit despre rugăciune, a doua oară despre smerenie, ca un fel de testament. Asta tot o să fiți atenți, la rugăciune și la smerenie. Era un om foarte liber. Nu știu cât pot să exprim eu în cuvinte. Simțeai o libertate și o siguranță în prezența lui. Ceva extraordinar. Căpătau viață, căpătau sens, toate. Sunt oameni foarte rari aceștia. Greu să ajungem la... A fost un colos duhovnicesc, greu să ajungem la așa ceva. Dar măcar să dăm o mărturie despre acești oameni foarte liberi, care, duhovnicește vorbind, care au ajutat și ajută foarte mult neamul nostru. De aceea spuneam și în catedrală, să nu cădem așa într-o deznădejde, într-o depresie, văzând anumite lucruri în societatea românească, așa mai departe. Noi să ne vedem mai departe de rugăciune, de pocăință, de calea dreptei credințe și Dumnezeu ne va scoate la un liman. În multe perioade din istoria noastră, ca neam, să știți, s-a întâmplat așa. Chiar dacă au fost niște vânturi, niște cutremure prin societate, prin politică, au fost însă, în multe situații, destui credincioși care s-au concentrat pe rugăciune, pe pocăință, pe iertarea aproapelui și pentru aceștia Dumnezeu a găsit o soluție și am scăpat. Tot așa ne trebuie și acum. Să nu ne mai batem atât capul cu cine votăm și să ne concentrăm pe lucrurile esențiale. Bun. Și acum, fiindcă a venit vorba de Părintele Sofian, ați văzut pe afiș, ați citit, că vom pune în seara aceasta trei filmulețe. Primul filmuleț este cu Părintele Sofian, cred că în jur de 10 minute. Este o înregistrare video, un interviu pe care l-am luat Părintelui cu un an jumate înainte de a trece la Domnul. Părintele a murit în 2002. Și i-am pus întrebarea aceasta să comenteze versetul din Evanghelia după Ioan, dacă Hristos, dacă Fiul vă va face liberi, liber veți fi într-adevăr. Haideți să vedem cum interpretează Părintele acest verset.
tății. Suntem educați de mici că trebuie să fim liberi. O problemă actuală pentru tineri este cea a libertății. Suntem educați de mici că trebuie să fim liberi, că trebuie să ne cerem drepturi. În acest context vă rugăm să ne învățați cum să-i convingem pe colegii noștri de adevărul cuvintelor Scripturii: dacă Fiul vă va face liber, liber veți fi într-adevăr. Și a spus și șmecher. Cum eu ne mai jos, întreb și copiii niște lucruri care, la care se răspunde foarte greu. Așa. Păi aici eu luăm tot la Mântuitorul răspunsul. Păcatul e cel care ne face robi. Trebuie să luptăm împotriva păcatului ca să fim cu adevărat liberi. Că omul a fost născut liber la început. Nu se pune condiții. Așa. Dacă omul este liber de păcat, de la început și de la Dumnezeu, atunci poate fi liber și rămâne liber toată viața lui. Dar omul de obicei este încurcat și devine rob din cauza păcatului. Pe tineri putem, dacă fi de acord cu noi, să duc o viață curată. Viață curată. În ce fel? De pildă, sunt mulți tineri credeți de căsătorie ca cu porunca. Porunca aceea care e foarte dedicată. Să fac niște căsătorie de probă. Nu se mai cheamă să se chemă mai înainte. Așa. Să trăiesc el viața respectivă cu fata care se va căsători. Sau asta e o problemă secundară. Să-și trăiască propria lui dorință, să satisfacă dorința, trupească. Rățesc păcatul destul meu. Dacă faci așa, la începutul vieții lui majore, devine rob. Și devine om neliber. Și devine prietenul patimii și prietenul diavolului. Și e foarte greu de convins cineva care e împătimit să trăiască o viață curată. O viață curată semnează o viață luminoasă, mintea lui este luminoasă, cugetarea lui este corectă, adeseori, și viața lui în întregime este întreagă. Un flăcău, un adevărat înțeles cuvântului, sau o fată, un adevărat înțeles cuvântului, sunt niște oameni întregi. Oameni de omenie, un sfat, un cuvânt al lor, poate să aibă putere. Un om care e ticălușit în viața aceasta trupească a lui, are și timiditate, nesiguranță în ce îi se spune, și cu Dumnezeu, în care este izvorul înțelepciunii și izvorul sfințeniei, e certat cu el și are izvorul închis. Te duci pe apă undeva la un izvor și izvorul pe a țării câte o picătură de apă. Și atunci duci de altă parte. Așa devine un asemenea om, asemenea tânăr. Și de aceea, un tânăr care vrea să ajungă cineva, trebuie să-și păzească această integritate. Să-și păzească. Ca să vorbește astăzi despre această propunere a mea, cred că mulți ar râde și ar face semne cu ochii și
Și el spune, asta e un pustănac. Asemenea, sfatul de astăzi, când părintele îndeamă copil, du-i ca o țofată și așa. Ce căsătorie e? Părintele, tatăl, băiatul sau fete. Cunosc cazul de astea. Și atunci, un asemenea sfat, e îndoielnic. Și stai pe loc. Acum primește, recomandă-ți cărți bune să citească, să convingă. Dar, de la păcate, e foarte greu să-l oprești pe tânăr astăzi. Așa, cauza alte metode. Dar la alte metode nu m-am putut gândi, că n-am avut nici timp. Așa încât eu rămân la cata această metodă de a-l îndruma pe tânăr care este încă abia ajuns în pragul acestei vieți de majorat, să-și păstreze această stare trupească și sufletească, așa cum recomandă Dumnezeu. La asta mulțumesc eu. Pentru că Mântuitorul spune, păcatul te face rob. Adică un creștin, un tânăr care vrea să fie creștin, sunt mulți tineri astăzi care pot să ascult și acest sfat și fără voia părinților, fără acordul părinților, părintele îndeamnă să-l caute drum deschis, cu a trăit și el la vremea lui. Sunt persoane, oameni au înaintați în vârste, că nu s-au cunat. Și s-au spovedit 20 sau 30 de ani și mor așa. Și atunci ce educație de el tânărului? Că nu se copiază creștină. Tânărul sau tânăra retrage în camera ei sau în camera lui și șterge niște rugăciuni seara sau psalmi. Mama se uită pe gaura cheii și că vine că citește în casă, știi că citește o rugăciune. Deschide ușa cu brutalitate și îi spune, nu mai citi, nu mai te rugă așa, că se nebunește. Ce se aleargă tânărul sau tânărul ăsta la care simte niște bucurii când se roagă. Și îi spune mama așa ceva. Dar mama nici ea nu se roagă. Mama trăiește în păcat necurunată și cu fel de fel de avorturi și fel de fel de păcate care o cuvârșește. Așa, și o întunică. Și de acord cu diavolul, fără să-și dea seama. Și o dea și fiica ei sau fiul ei, fiica ea. Și atunci tânărul și-a libertatea și trăiește cum a înțeles el viața. Acum, la vârstă lui credeți, se întâmplă astăzi multe cazuri astea și care le află și la spovedanie. Spovedanie le află. Așa și e regretabil că părinții nu pot să sfătuiască pe copiii lor cum ne îndeamnă Dumnezeu. Că și ei, părinții acestor copii, care pot să ajungă sfinți copiii lor, și ei rămân în păcatele lor săraci. Așa. Asta au și niște antecedente pentru viața lor destul de negative. Eu înțeleg așa, poate, așa au rămas. Sunteți mai departe, în sensul lor. Dar viața e altfel. Și viața e lăsată pentru fiecare ca să străduim, să adunăm un capital de fapte bune și de viață creștină, care va fi foarte folositor pentru veșnicie, la lumină. Tot trăim, toți trăim, în această perspectivă a vieții viitoare. Cum trăim mai ca animale pentru viața aceasta pământească? Mănânci, bei, te mulțești, așa și distinezezi, o să distinezi animale, felul lor. Viața noastră omenească are un alt ideal și un alt scop, mult mai înalt. Ori, înainte de vremea noastră, asemenea părinți au trăit fără aceste lumini creștine. De la Hristos știm aceasta că viața omenească
în această perspectivă viitor a nesfârșitului. Pentru ea trăim. Că altfel, ca să trăiască omul care e făcut după chipul lui Dumnezeu, să-și cu viața animalică, asta nu se concepe din vedere creștin. Și prin aceasta, păcatul este o piedică împotriva libertății. Da, ați văzut cum a răspuns Părintele Sofian, cum a interpretat acest verset din Sfânta Evanghelie după Ioan. Și este evident pentru oricine că păcatul ne face robi, ne face dependenți. Și Părintele s-a referit aici la problema desfrânării, desfrâului. Și spune Sfântul Ioan Scăraru că de niciun păcat nu se bucură atât de mult diavol ca de mirosul urât al curviei. Aici, prin desfrânare, asta se înțeleg toate nebunile care există astăzi. Și există câteva sfaturi valabile în orice timp, care le avem de la părinții filocalici, în lupta cu acest păcat, pocăința, lacrimile, rugăciunea, îndepărtarea de ispită, vizitarea celor care sunt bolnavi și stau în pat, sunt neputincioși sau sunt pe pragul de moarte. Subiectul este foarte vast. Există foarte multe feluri de patimi care ne pot face robi. O patimă așa modernă este dependența de internet. Oricât vrem noi să spunem altceva, devinem dependenți la un moment dat. Este o carte foarte bună apărută, pe care vă recomand, scrisă de Jean-Claude Larcher, Captiv în internet, se numește cartea, poate ați văzut-o. Chiar cei care trebuie să mai stați pe calculator sau nu trebuie să stați, dar tot stați, chiar vă recomand să citiți cu multă atenție. Este o carte foarte profundă, fiindcă Jean-Claude Larcher este cu adevărat un teolog, în sensul patristic al cuvintelor, al cuvântului. Adică om care se roagă, om care a adâncit scrierile Sfinților Părinți, are niște cărți uriașe, extraordinare, o mare parte a fost tradusă în limba română, deși eu credeam că e profesor la Saint-Serge, dar deși el este un profesor de literatură. Iată, un profesor de literatură, o teologie foarte profundă. Foarte, foarte profundă. Și cartea, de asemenea, aceasta, Captiv în internet, ar trebui să o cunoaștem, să o citim. De exemplu, el vorbește la un moment dat despre falsa impresie de libertate pe care ne dă internetul. Dezvoltă destul de bine subiectul acesta. Doar puțin vreau să spun. Unii acum ați venit aici la conferință, alții preferă să stea acasă, să uite pe internet, fiindcă am zis că este live. Dar nu este același lucru. Când te duci la o conferință, altfel simți ceea ce vrea să spune invitatul, altfel intri atmosfera cuvintelor, mai ales acum state imagini pe internet și câteodată parcă nu mai le simți gustul. Și spune Jean-Claude Larcher, vă dați seama că este o diferență foarte mare între bucuria pe care o are un om atunci când urcă pe vârful unui munte și e bucuros că a ajuns pe vârful unui munte, se uită la toată priveliștea de acolo, și unul care a ajuns pe vârful muntelui cu elicopterul. Și că vă dați seama că este o diferență foarte mare între bucuria unuia și a celuilalt. După aceea, iarăși mai vorbește despre internet. Sunt multe teme, foarte multe teme. Vă zic doar câteva. Iluzia unui câștig de timp
Avem impresia că câștigăm timpul, dar în multe situații nu chiar așa. Distrugerea relațiilor interpersonale. Modificarea structurii și funcționării creierului, a celor care stau prea mult pe net. După aceea, dacă e să fim sinceri, cei care tot mai stăm pe net, apare rivalitatea dintre conectarea la media și conectarea la Dumnezeu. Așa este. Eu le mai spun la unii tineri, măi, trebuie să facem ceva, că murim mâine, poimile, ce facem? Mintea evraiște toată ziua pe WhatsApp, toată ziua pe internet. Trebuie să facem ceva, nu credeți că de-aia suntem creștini. Hai să începem, uitați, zilele de post, zilele de sărbătoare, începem să reducem până aproape de zero, chiar numai ceea ce este nevoie. Stăm pe telefon, pe internet, dacă chiar este nevoie, eu știu, ești la serviciu, vrei să comanzi ceva urgent pe internet. Că altfel nu se mai termină niciodată și, păi mai știi și la spovedanie, mulți recunosc, sunt făcut praf, îmi dau seama că nu-i bine, dar în continuare mă uit. Păi, hai să-i cerem mai mult ajutorul lui Dumnezeu. Că de unii singuri, clar, nu reușim. Și eu le spun, când deschizi internetul, faci o cruce mare, dacă vrei să scapi, bine, spui la spovedanie de fiecare dată, când deschizi internetul, faci o cruce mare și zici, Doamne, ajută-mă să nu cad în ispită și să nu pierd vremea pe net. Spui, de fiecare dată când deschizi. E război care pe care? Cum să ne păstrăm mintea în legătură cu Dumnezeu? Sau nu există că stă neutră? Nu există neutră. Dacă nu încercăm să o punem în legătură cu Dumnezeu, în comune cu Dumnezeu, vine celălalt. Bine, și Jean-Claude Larcher are și câteva lucruri foarte interesante cum se poate vindeca dependența de internet. Sunt multe patimi în ziua de astăzi care ne fac robi. Aș vorbi acum, de exemplu, despre clevetire, bârfă. O patimă la modă în România. Observa și Părintele Sofian cât de mult pierdem noi românii prin bârfă și prin clevetire. Deși este evident că românii au o religiozitate mult mai puternică decât multe popoare, totuși pierd prin această bârfă, prin această clevetire, spunea Părintele Sofian. Și zice Sfântul Talase Libian, în Filocalie, Talase Libian, sufletul bârfitor are în loc de limbă spini, că se vatămă pe sine, pe ascultător și uneori pe cel grăit de rău. Da. Trebuie puțin să ne stăpânim. Un alt părinte filocalic spune că ne aflăm în aceeași osândă și dacă bârfim și dacă cuvințăm bârfa, ascultăm pe altul și tot dăm din cap, da, 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 așa e, sunt, e aceeași osândă în fața lui Dumnezeu, adică și un alt părinte spune, nu, ar trebui să zic, el a greșit, eu am greșit mai rău, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne pe toți. Asta este o slăbiciune a noastră. Îmi spunea o spaniolă care s-a măritat cu un român, a trecut la ortodoxie și exact lucrul s-a observat așa. Măi, nu vă înțeleg pe voi români, vă rog, pe voi românii, vă rugați mult mai mult decât spaniolii, dar bârfiți mult mai mult decât spaniolii. Nu pot să înțeleg paradoxul ăsta. Da. Trebuie să ne conștientizăm neputințele ca să știm unde umblăm, unde trebuie să ne schimbăm. Și fiți atenți că patima aceasta rămâne chiar dacă mergem la biserică, chiar dacă ne spovedim, chiar dacă citim scrierile patristice. Dacă nu suntem atenți, începem să bârfim. Zice, uite, ăla nu e cum trebuie în biserică. Nu, nu, nu. A greșit. Nu-i pe linia patristică. Mai mergem puțin, eu știu, prin NATO, să mai stăm de vorbă cu un părinte și imediat cântărim. Ierarhul cu cutare nu prea, nu prea. Preotul cu tare nu prea, credincios, nu prea sunt pe linia care trebuie. Vă dați seama ce ispită? Deci, prin asta arătăm clar că suntem într-un formalism evident, măcar să fim sinceri cu noi înșine. Cine interesează până ce face ceilalți frați creștini? Problema e ce facem noi. Suntem sau nu în comune cu Dumnezeu? Nu cumva bârfa asta
ne oprește să avem o comunie vie cu Dumnezeu? Cu siguranță. Sau, eu știu, slava deșartă. Ce imagine ai? Ce spun ceilalți? Până lângă faptul că e o dovadă că suntem complexați dacă toată ziua ne gândim ce zic ceilalți, cum sunt eu în fața lui Dumnezeu? Asta mă interesează în primul rând. Să ies în evidență, să mă aprecieze ceilalți. Stai, frate, liniștit, să te aprecieze Dumnezeu. Ce-i mai important? Eruditul sau Sfântul? Sau Sfințenia? Erudiția sau Sfințenia? Sfințenia. Bineînțeles, dacă e și Sfințenie și Erudiție, e foarte bine, dar sunt foarte rare cazurile acestea, că nu e așa simplu să le dobândești pe amândouă. Dar totuși, pe primul plan, Sfințenia, dobândirea Duhului Sfânt. Cum ne prezentăm în fața lui Dumnezeu, nu cum ne prezentăm în fața oamenilor. Și spune Sfântul Simeon, noul teolog, cel care e bolnav de slava deșartă, pe lângă faptul că el dovedește că nu are smerenie, dovedește că nu a gustat din slava lui Dumnezeu, din har. Și credința este pur formală. Deci că, voi de ce credeți că ești știu, pleacă unii oameni la mănăstire sau unii simt la un moment dat nevoia să se retragă, să se roage mai mult? Fiindcă au simțit harul. Libertatea interioară, care nu se compară cu nimic din ceea ce poate oferi această lume. O poți simți și o secundă toată viața, alții o simt, eu știu, mai mult. Depinde și cât de smeriți suntem. Și de înțelepți, să știm cu cine ne sfătuim, ce cărți citim, că doar nu o să putem să citim toate cărțile. Doar nu suntem Părintele Stăniloae să facem o sinteză din toată filozofia, din toată teologia. Nu, suntem mărginți, atunci citim în special cărțile care știm că ne zidesc, cărțile care sunt scrise de Sfinți. Și, bine, putem fi patim la multe robi, putem fi robi la multe patimi, lenea, iarăși, așa mai departe, iubirea de argint, sunt multe probleme. Aș vrea acum să vorbim despre următorul film pe care o să-l punem. Este vorba de o înregistrare video cu Părintele Arsenie Papacioc. Este o înregistrare inedită, făcută în anul... Mai durează, nu o să punem imediat, doar fac o introducere, vă anunț eu când trebuie să o punem. Este o înregistrare făcută în anul 2008, deci cu 3 ani înainte ca Părintele Arsenie să treacă la cele veșnice. Și... plecând de la acest film, aș vrea puțin să ajungem la o altă temă. Părintele Arsenie, o să vedeți că el zice de câteva ori în această înregistrare nu neapărat nevoință, ci prezență. Adică, ce înseamnă prezență? Să simți harul. Să simți lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Sfânt. Deci asta e până la urmă lucru cel mai important. Înțeles că și nevoința are un rol foarte important, dar să nu mutăm accentul, să zicem, uite, am făcut 1000 de metani, acum, Doamne, dăm ceva. Nu, în primul rând, spune Părintele Sovian, este Părintele Arsenie, prezența, simțirea harului, care se dobândește printr-o inimă smerită. Iarăși, Părintele Arsenie are niște mărturii foarte puternice în filmulețul acesta, despre perioada închisorii. O să vedeți cum povestește acolo că l-au băgat 3 zile la frigorifer, trebuia să moară, n-a murit. L-au mai băgat încă 5 zile, trebuia să moară, iarăși n-a murit. 7 zile, vă dați seama, și n-a murit. Se mirau și ei cum de nu moare. Cum credeți că n-a murit? Prin simțirea harului. Prin comunia cu Dumnezeu, că omenește, nu aveai cum să reziști, să stai o săptămână într-un frigider, aproape ca într-un frigider, n-ai cum să reziști. Îmi vine minte acum mărturia unui alt fost deținut politic, poate ați auzit de el, Marin Răducă, este în Iași, are 97 de ani, 19 ani de închisoare. La 95 de ani a urcat pe vârful muntelui Athos,
La 95 de ani. Sunt o multe ani. Și îmi povestea că în timp ce urcau, mai coborau niște străini și le spuneau la cei care erau cu domnul Răducă, ce l-ați adus pe bătrânul ăsta aici? O să moară pe traseu. De ce l-ați adus? Sunteți inconștienți. Și îi spuneau, noi nu l-am adus, el vrea. El vrea și nici nu vrea să meargă pe un mular. Vrea să meargă pe jos. Și zici, am mers, mă opream des, este ca Maica Domnului, cum m-ai ajutat toată viața, ajută-mă și acum. Așa, și domnul Marin Răducă mi-a povestit un lucru care, bine să-l știm cu toții, l-am întrebat cum a fost la Zara, că știți că erau celulele obișnuite, mai greu, mai jos era Zarca și îmi zice, ce Zarcă, părinte? Am fost mai rău ca la Zarcă, mai jos, îi zicea talpa iadului. Era un fel de demisol unde erau geamurile în continuu deschise, îți lua hainele groase și te lăsa acolo și erau destui care mureau. Și spuneau, m-au băgat și pe mine la un moment dat acolo. Și că era așa un frig. Și mă gândeam să, un pic să încerc să... De ce se aude așa cum e ecou? Stau prea aproape. Între povestim, parcă chiar să ne era să-mi zarcă acolo. Da, da. Și... spunea că am să mai urmă. Vedeți cum lucrează diavolul? Mulțumesc. Cum am avut de făcut... Se aude? Da. Când am făcut seminarele de Noul Testament, ne spunea părinte profesor, măi, voi nu vedeți? Studiem Noul Testament, dar nu studiem și noi, nu facem și noi. Cum lucrează demonul? Din ceea ce ne spune Noul Testament. Nu s-au făcut lucrări. Haideți măcar facem grupa asta. Vă luați fiecare. Unul Evanghelele, unul Epistolele. Și așa mai departe. Și toți din grupă ne-am luat. Nu mai știu. Parcă mi-au costat Epistolele Pauline. Ne-am luat. Cum lucrează demonul ca să ne punem în gardă, să prezentăm la ceilalți din grupă. Bineînțeles că m-am lungit cu lucrarea asta. Până s-a terminat semestrul și m-am dus în ultima oră, nu eram decât eu cu părintele profesor și... Și cam atunci, că, păi și că acum o aduci, nu trebuia să fim toți de față și îmi zici, ei, vezi cum lucrează demonul, acum ți-ai dat seama? Da. Da, așa a fost și acum. Deci... așa, și spune... Marin Răducă. Deci ne-au... coborât aici, în talpa aia, nu spunea că îți lua hainele, foarte frig, geamurile deschise, non-stop, îți lua hainele groase. Și primul gând, când a văzut ce frig acolo, spunea domnul că eu aici o să mor înghețat. Și zicea, vreau să mă mișc, măcar că mă gândeam, mă mișc puțin într-o parte, într-alta. Și că eram așa de slăbiți, că nu puteam să fac nici măcar un pas. Nu mai puteam. Eram foarte slăbiți. Și zice, am început să mă rog. Ăsta era singurul lucru pe care îl puteam face. Iată... Și zice, am simțit o pace extraordinară. Și nu mi-explic nici acum cum de n-am înghețat. Vedeți, iarăși, libertatea harică, comunia cu Dumnezeu. Asta, până la urmă, ajungi la anumite momente că numai asta te mai poate salva. Dar o să vedeți, părintele Arsenie Papacioc, că are mai multe lucruri foarte interesante. Spune că trebuie să ne căutăm viața în continuu. Dar aș vrea să mă opresc la problema aceasta legată de simțirea Harului. Zice Sfântul Apostol Pavel, în Epistola a doua către Corinteni, zice Duh, Dumnezeu este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate.
Deci unde este prezența dumnezeiască, acolo este libertatea. Ce înseamnă prezența Dumnezeu? Prezența Harului în inima noastră. Atunci omul se simte cu adevărat liber și împlinit. Până atunci, caută. Caută, dar nu rezolvă mare lucru. Și aș vrea să vă citesc niște versuri foarte frumoase din Sfântul Simeon, nou teolog. Știți că el este considerat și mai mari mistici ai bisericii. Doar la trei sfinți s-a dat apelativul de teolog, Grigore de Nazianz. Și această simțire a Harului Dumnezeesc, această comuniune profundă cu Dumnezeu, se vede la un credincios în diverse etape ale vieții. Și când vorbește despre altceva, nu neapărat despre rugăciune. Haideți să vedeți cum vorbea Sfântul Simeon Teolog, care poate știți din viața lui. Când a fost făcut stareț, ani de zile nu începea liturghia până nu vedea Duhul Sfânt coborându-se. Dar știți că în zilele noastre cineva a văzut Duhul Sfânt coborându-se la Sfântă Liturghie? O creștină. Da? Deci, nu este glumă ceea ce se spune în Ortodoxie. De aceea și războiul cel mai mare este împotriva dreptei credinței, fiindcă aici este harul. Dar și ajutorul cel mai mare este în dreapta credință dacă ne smerim și știm să rămânem în hotarele bisericii, în hotarele a ceea ce ne-a învățat Mântuitorul și Sfinții Părinți. Haideți să vă citesc din imnele Sfântului Simeon, nou teolog, care a avut, într-adevăr, o viață insuflată de Duhul Sfânt. Cum spune el în versuri, în traducerea Părintelui Stăniloae, cum exprimă el în versuri dorința lui de a se apropia de Dumnezeu. Spune Sfântul Simeon, pe ce cale voi merge? De la ce cărare mă voi abate? Pe ce scară voi urca? Prin ce poartă voi intra? Sau cum voi deschide ușa și de-a cărei camere? În lăuntru căreia și a ce fel de casă voi afla pe cel ce ține toate în mână și în palmă? Pe ce munte voi urca? Și prin ce parte și ce fel de peșteră voi cerceta acolo? Sau ce noroi voi străbate ca să mă învrednicesc să văd și să prind eu nevrednicul pe cel ce e pretutindenea și e necuprins și nevăzut. În ce iad voi coborâ, în care cer voi urca și la marginea căror mări ajungând voi afla pe cel cu totul neapropiat, pe cel cu totul nemărginit, întreg neatins. Spune-mi cum voi afla pe cel nematerial în cele materiale, pe ziditorul în zidire, pe cel nestricăcios în cele stricăcioase. Cum voi ajunge în afara lumii, eu, cel ce sunt în lume? Cum mă voi uni cu cel nematerial, eu, cel unit cu materia? Cum mă voi împleti cu cel nestricăcios, eu care sunt în întreg stricăcios. Cum mă voi apropia de viață, eu care sunt în moarte? Cum voi înainta eu cel mort spre cel nemuritor? Eu cel întreg iarbă, cum voi îndrăzni să mă ating de foc? Iată ce versuri frumoase are Sfântul Simeon, nou teolog. Versuri uriașe pentru întreaga istorie a literaturii universale. Și am vrut să vă citesc ca să vedeți cum mlădiază Harul, Duhul Sfânt, viața unui om. Dacă există această împreună lucrare, sau această dorință de împreună lucrare între om și Dumnezeu.
Bun, acum să punem filmul cu Părintele Arsenie Papacioc. Este subtitrat, fiindcă nu se înțelege tot timpul ce vorbește Părintele Arsenie. Părinte Arsenie, vă rugăm să le spuneți câteva cuvinte despre unii oameni de rugăciune pe care i-ați cunoscut de-a lungul vieții. Clerici, monahi, mireni, și despre care ar trebui să știe tinerii de astăzi câteva lucruri. Recomand o stare de veselie interioară de inimă care înseamnă rugăciune încetată. O stare de veselie adevărată, degajată de problemele vieții, de problemele cărerilor vieții, a unui așa altuia, cu stadiul lor de trăire. O stare de veselie cu orice chip. Dacă intri stare, se clocesc omule diavolului. E o stare de absență, de întunecare. Noi trăim într-o mare unitate, toată creația lui Dumnezeu, dacă ne despătim de marea unitate, suntem pe poziție de anulare, de auto-anulare. Deci o poziție de trăire. Pentru că tragedia întregii lumi trebuie prinsă ca proprii noștri păcate. Și starea de rugăciune înseamnă o stare de prezență. Eu nu recomand ca duhovnic care toată ziua stau de vorbă cu o lume care are nevoie de o verticalizare. Nu recomand nevoință. Recomand stare de prezență continuă, care înseamnă recunoașterea forțelor divine din tine. Și ați cunoscut astfel de oameni care aveau... Acum adevărul este că e o problemă, o întrebare la care nu se poate răspunde într-o tot. Oamenii își păstrează ascuns viața lor. Am trăit în pușcării 14 ani. Am stat cu fel de fel de conducători chicăruși. Eram într-o relație și cu părintele Stăniloae, bineînțeles, respectăm proporțiile, că eram prichindel plângă el. Dar poziția la rugul a prins mai ales, am fost în acel lot. S-a purtat cam șofăielnic la proces. Dar când a intrat în închisoare, când a întâlnit acolo în mari trăitori, de 20 de ani în închisoare, care cunoșteau Noul Testament, apoi pe de rost, plutinul care nu cunoșteau toate scrierile lui Ion, evanghelist. Stăniloae a rămas impresionat, pentru că nu există nimic, absolut nimic, niciodată, fără voia lui Dumnezeu. Că zice și asta, ne îndrept să zicem și noi mai departe, zicem Mântuitorul, nu se mișcă fir de păr fără voia mea. Suntem conduși, guvernați de Dumnezeu, notă sunt toată mișcarea noastră. Deci trebuie să fim atenți. Și ăștia erau oameni de rugăciune. Da. Am întâlnit cu ei, cu Gafembo, Maxim Mărturisitor, Virgil Maxim. L-am avut chiar în celul am stat împreună, aproape ca un ucenic. Am stat mult timp în doi, în celul la Aiu vorbit. Însă pe mine m-a ținut în ultimul timp, ani de zile, la Zarca. Zarca e o închisoare în închisoare la Aiu. Nu știți. Făcută de unguri pentru români, dar tot în Aiu de acolo. Mă de rog, vedeam despoteala, 10 minute pe lună afară. Vă dați seama, erai cu totul suspendat de tot ce-i materie. Toți oamenii ăștia se rugau. La care era intensitatea rugăciunii, care asta e greu de cunoscut.
să satisfacem noi acum lumea curioasă, prin internet și prin aparatură de noastră. Deci eu te recomand o stare de veselie, care, încă o dată zic, înseamnă rugăciune încetată. Părinte, ierarhia în biserica creștină nu este împăratul cel mai mare sau patriarhia smerenii. Cine este la mai mare în biserica, în împărăția celor. Și e singura cale de salvare. Și cum să dobândim smerenia? Să vă răspund și uitați să dă simplu. Să nu fie mândru, asta înseamnă smerenie. Că când a întrebat un frate pe părintele lui bătrân, ce e smerenia, părinte? Și a te vedea pe de sub toată făptura, fiule. Sub toată făptura și vermele e făptură. Și sub verme să te vezi. Acum, biologic sau omenește, noi cu atâta răspundere, ca ființe create după chipul și asemănare, cum să mă compar cu viermele? Ei, totuși te compar. Pentru că vremea nu stă pe loc, își caută viață. Continuă. Deci de acolo nu să învețe. Caută viața continuă. Părinte Asenie, în ziua de astăzi, mulți tineri nu știu să-și caute modelele. Ce modele ați avut în anii adolescenței, în anii tinereții? Părinte dragă, sunt silit să mă apăr și eu aici un pic, pentru că vorba lui Eminescu se întreabă mulți de cum mi-a fost trecută viața pe care nu pe de rost. Eu am vrut 44 de arestări, am fost condamnat la Lugua prin 40 de ani. Voiculescu, Stăniloaie, Mironescu și toți au scris de 5.000, dar 40 de ani. Sigur că m-a distrat când m-a condamnat, dar m-a costat. Când mă trata toți ca pe un mare criminal, peste tot. Chiar la Jilava, când m-a dezbrăcat, că nu te tunde decât după ce te condamnă, știți. Un capitan m-a întrebat de ce m-a dezbrăcat. Mă tunde acolo. Ce ai făcut, mă? N-am făcut nimic, am mai zis eu. Bă, dacă nu făceai nimic, te condamna 10-15 ani, dar 40 de ani. Vedeți, dacă nu făcea nimic, tot nu condamna 40-15 ani. S-a dat de gol, știți? Ia că cu cine aveam de face, ia că și te dezbrăca, ia că și te omoră. Da. Important este ca tu să ai o poziție de prezență. Nu m-au omorât, deși le urmărea. Mă băgau prorăcitor pe camere firbunifere. În 3 zile muri de pe socoteală. N-am murit în 3 zile, mi-a dat 5, n-am murit, mi-a dat 7, n-am murit. N-am vrut Dumnezeu, dar a fost greu. Important este ca acolo unde ești să fii prezent. Și nu fie orice o fi de acum. Sunt un baie în vânt. Vorba lui Ovidiu Falormi. Să mai încerc să dă pe limba mea să cânt. În tinerețe eram singurul din sat care mergeam la biserică. Nu babă, nu moș, nu nimic, era cu simplu. Și a zis preotul, ziceam și eu unul care vine la biserică. Dar nici eu nu stăpân la sfârșit. Eu când am auzit vorba asta, nu știam să eu, eram un copil. Când începea cuvântul, eu credeam că s-a terminat totul. Nu știam eu de liturghii, eram copil. Dar numai ieșeam de biserică până era și preotul, să fiu sigur că s-a terminat. În sfârșit, eu sunt macedonean după tată. Tata lui bunicul meu a fost preot în Macedonia, de unde ești unul de Papa Cioc. La urmă ne-a chemat tatăl Pop. În sfârșit. Și nu facultăți, nu academii, nu nimic, nu te formează, dacă tu o stare de prezență continuă, ca închisurile, ca suferință. O
o mare greșeală da cu ignoranță. Când Mântuitorul era pe la Cugherii Zaret, cu apostolii, nu mergea pe tăpul celălalt, în spatele apostolului. S-au blocat în corabie. În timpul ăsta, valuri, acoperau, Doamne, Doamne, scolcă perii. Bă, și vedeți, am fost domnare cu mine cu tot. Adică, știți, n-am spus eu bine să o luăm pe așa, dar vreați fără valuri, vreați fără încercări, bă, nu se poate. Pentru că, practic, astea îți topește mai mult inima spre marele puteri, spre marele Dumnezeu. Cine fuge de cruce, fuge de Dumnezeu. Toți Sfinții Părinți spun lucrul ăsta. Așa că nu ignorați, nu refuzați suferința, nu căutați crucea, dar dacă vine cine de Mântuitorul, n-a vrut crucea. Dacă mi s-a dat, n-a mai lepădat-o. N-a cedat deloc la jupui, dar n-a cedat. N-a zis ca ei. Da. Că s-a și apărat și înseamnă că n-ar fi dorit. Pentru că era Dumnezeu și sunt atâtea căi de salvare a lucrurilor. Și mai mult din asta a combătut răutatea evreilor. Că dorea foarte mult să-l nemicească, era Dumnezeu și de-a orice. Așa că numai și numai prin cruce putem ajunge la înviere. Deci, în concluzie, să știi să mori, să înviezi în fiecare zi. Pentru că viața înseamnă moarte continuă. Păi, Tase, așa și spuneați că ați ținut 90 de zile ancheta și nu găsea să vă condamne. Păi da. Și atunci, întâlnirea noastră de la Antim, a zis, până întâlneam acolo și vorbeam comunismul de rău, și ne pregăteam greu că și ne-a condamnat pe unii atire împotriva comunismului. Vă dați seama, știau că suntem nevinovați. Și ne-a condamnat pe toți, păi, atunci m-a condamnat 40 de ani. 40, nici acum nu mai elibera dacă fi să fi trăit, dacă mai trăiai. Dar nu mai conta moartea părinților, moartea era salvare. Dar există un duh, o linie, o rază de viață în om care nu cedează. Și nu avem alt ideal decât de a ne hărăzi Dumnezeu fericirea să mărim chiunea și sfârțecați pentru scânteia de adevăr ce știm că avem în noi, pentru a cărui apărare vom porni la încleștare cu stăpânitoare părerea întâlnicului pe viață și pe moarte. Asta e deviză. Fiecare greștin. Cât? Nu e așa? Mortul este. Mortă este. Cât s-a nastat în viața de pustie și dacă puteți să ne spuneți o întâmplare care ar folosi astăzi? Sunt atât de multe cunoștințe pe care să le pui, știți. Și cât s-a nastat? Ei, nu mai știu bani, nu mai știu. Au fost ani. Problema acolo, la ce bucuros aș fi să o pot prezenta într-un cuvânt sau într-o răspund la o întrebare ca asta. Ea de suspendată încât nu ai putința să vezi ceva cu picioarele pe pământ ca să înțeleagă cineva. E o prezență și o creație întreagă în inima și în mișcarea ta. Am ajutat de foarte. Să revin. Cei de la pușcări nu credeau în Dumnezeu. Și erau primejdioși. În pustiul că ei cu dragul credea în Dumnezeu. Se teme. Îl ține la distanță, da. Și atunci încăiam cărărui sigure în pădure, pe nu știu ce. Pentru că orice manifestare de speriere a diavolului care în sfârșit s-a manifestat în tot felul, dar nu mă sperie. Că te trăgea, că trăgea pe sub aia de subtire, pe urlade, cu bandă care stătea mărbungit de noapte. Se întâmplă multe lucruri, dar nu era primejdioșit. Era totuși liber.
oamenii, părinților, nu prețuiește viața de libertate. Mai mult, nu prețuiește suflarea și răsfurea că tot la Dumnezeu este. Nu-i supărat Dumnezeu pe noi atât de mult de supărat că suntem nepăsători. Asta trebuie propovăduit la toată lumea și vă spun și eu vouă acum, tot așa. A face actă prezent la Dumnezeu, Doamne, Tu m-ai făcut, Tu mă iei, ne-a creat sigur mai pentru El, ne-a creat și pentru dragul și pentru pat. Nu ne jucăm cu timpul ăsta. Am avut ocazie să fiu chemat de multe ori la căpătii de morți. Că eu peste 6 ani, pe scurtul de ani. Și părinților am avut o viață trăită, pușcării, viață intensă, viață care am măsurat suflarea și suflarea zi de zi, clipă de clipă chiar. Deci te obligați să iei o atitudine, că nu puteai să cedezi, că era problema de credință sau necredință, nu ne jucai. Dar nu m-am folosit așa până în adâncul deliberativ al lucrurilor ca la căpătul morților. Și pentru sentimente omenești, vedeau dragi, așa cum știm că vedeau păcatele care le vedeau cum le-a făcut, nu cum le-a spovedit. Și vrea să le spovedesc, dar numai înapoi. Înapoi în soapte, că a venit aia. Aia moartea nu vrea să-i faci o cafea. Îi vă dați seama ce spaimă era, că erau deștepți acum la moarte și intrau într-un necunoscut, începea să apară apariția Scripturilor divine. Unde să găsă El? Și spunea așa un somn părinte, aș vrea să înțelegeți că dacă chinul iadului este la nivelul chinurilor ziua morții, e destul. E groaznic. Și uite, tot doreau să mai trăiască o zi. Și zice, măi, care ne scădem în ani, ce faci într-o zi? Nu într-o zi, părinților, într-o clipă poți să faci mult. Că Dumnezeu nu are nevoie de cuvintele noastre, are nevoie de inima noastră. Și putem să-i dăm într-o clipă. Da, ați văzut înregistrarea cu părintele Arsenie Papacioc, o înregistrare inedită și observați la cei care au abordat duhovnicește perioada aceasta foarte grea a închisorilor, ce bucurie au, deja au trecut niște lucruri îngrozitoare. O să vedeți că și în ultima înregistrare care o pune cu părintele Sufian, vorbește tot așa de atmosfera plină de har din închisoare, a celor care se rugau. La un dat, Părintele Arsenie Papacioc spune că era mică, era singur din sat care se ducea la biserică. Mă gândeam din viața Sfântului Sava, care l-am sărbătorit astăzi. Știți că el a plecat la mănăstire la 8 ani. Vă dați seama ce har puternic, ce libertate interioară, ce comune avea cu Dumnezeu, că au venit rudele de mai multe ori să... Nu. Poate că era o înșelare, poate că era de la Dumnezeu, dar până la urmă s-a văzut că era de la Dumnezeu faptul că era plecat. Am ajuns și la mănăstire, la Sfântul Sava, în Palestina, vorbeam și cu Părintele. Harul acesta se simte până astăzi, foarte puternic harul Sfântului Sava acolo. Acum, în ultima parte, aș vrea să vă spun câteva lucruri în legătură cu Părintele Sofian și în legătură cu cartea care o lansăm în seara aceasta la Cluj, Smerenia și Dragostea în sușirile trei ortodoxe. Este a treia ediție. Părintele Sofian mi-a dat ascultare să fac această carte.
Vă ziceam că l-am invitat și nu a acceptat decât de două ori în 10 ani să vină să le vorbească studenților, dar până la urmă a acceptat să iau mai multe interviuri, audio, video. Și părinte la un moment dat mi-a spus, uite, să adun toate cuvintele astea care mi-am spus la tine, să le pui într-o carte și ce îți mai dau de aici. Și așa a ieșit prima ediție, a doua ediție, când încă trăia părintele, cu puțin timp înainte să treacă la cele veșnice, a văzut și a doua ediție. Însă eu mai aveam de lucru la ea și iată, de-abia acum a apărut și a treia ediție și sper să scot și a patra ediție și aceea să fie ultima. Da. Sunt lucruri foarte frumoase, dialoguri între Părintele Sofian și tineri, lucruri legate de simțirea Harului. Vă spuneam la început despre discuția aceea dintre student și Sfântul Siloan Antonitul, pe care o relatează Părintele Sofronie Saharov. Și spune Părintele Sofronie că Sfântul Siloan vorbea cu foarte multă sufletire, cu mult har, despre adevărata libertate. Să studentul acela nu prea înțelegea mare lucru. Sub influența ideologiilor, a problemelor vieții, nu prea înțelegea. Dar, spune, totuși a plecat foarte impresionat. Chiar dacă nu a înțeles mare lucru. Deci simțea prezența harului. Și mie mi s-a întâmplat de multe ori în prezența Părintei Sofian cam același lucru. Nici eu n-am înțeles multe lucruri care mi le-a spus. După ce am intrat în mănăstire, am început să rumec unele învățături care le spunea și le-am înțeles. Dar totuși prezența aceasta a Harului o simțeam. Și a influențat foarte mult și Ascorul din București în anii 90. Aceasta este realitatea. Fără să-și propună, fără să ne gândim la acest aspect. Însă fiind mai mulți din conducere care ne spovedeam la Părintele Sofian, a existat această influență în mod evident. Haideți acum, fiindcă am vorbit despre simțirea Harului, din cartea aceasta aș vrea să vă prezint trei episoade. Am scris și eu aici o postfață la cartea aceasta, în care povestesc despre aceste 11 ani când am stat lângă Părintele Sofian. M-am bucurat foarte mult că în al preasfințitul Mitropolit Teofan a acceptat să trecem ca și prefața cărții o conferință care a ținut-o în București, la puțin timp după moartea Părintele Sofian, o conferință despre Părintele Sofian, de asemenea foarte frumoasă. Și fiindcă am vorbit de simțirea Harului, haideți să vedem în această carte cum vorbește Părintele Sofian despre simțirea Harului, despre comunia cu Dumnezeu, în trei etape distincte ale vieții. Înainte să fie arestat, știți că a fost arestat în 1959 cu lotul Rugul Aprins. Părintele Roman Braga spunea că această mișcare a Rugul Aprins este poate cea mai profundă mișcare a spiritualității românești, din istoria spiritualității românești. E mult de discutat, foarte mult de discutat aici. Deci a fost arestat cu lotul Rugul Aprins, Părintele Sofian. Cel mai vechi text din carte este din anul arestării Părintele Sofian, dar înainte să fie arestat. Mi l-a dat Părintele Sofian atunci, când mi-a spus să fac cartea. După aceea o să vă citesc ceva din perioada închisorii, din mărturile care le-a spus nouă ucenicii apropiați. Și după aceea despre simțirea Harului, comunia cu Dumnezeu, după 1990, într-un cuvânt pe care l-a adresat studenților în 1993, când a vorbit despre rugă aprins, despre rugăciunea inimii și așa mai departe. Bun, acum deci o să încep un fragment din textul din 1959, care se numește Prezența Sfântului Duh. Iată deci ce spunea Părintele înainte să fie arestat. Nu de rău să ne plângem, ci de lipsa binelui. Lipsesc martorii lui Hristos în lume. Lipsește Duhul Sfânt în viața noastră. Nu bomba atomică trebuie să ne înspăimânte, ci bomba mâniei lui Dumnezeu care apare pentru păcatele noastre grele și pentru lipsa noastră de pocăință. Să ne întoarcem la viața în Dumnezeu, fapt care depinde numai de noi.
Să-L chemăm pe Duhul Sfânt în toate împrejurările, în orice gând sau faptă. Și atunci când El va fi prezent în viața noastră, vom merita să ne chemăm creștini. Și acum, din perioada temniței, este un text foarte frumos în ediția a patra, nu știu când va apăra, că multe lucrurile am. Textul despre perioada închisorii va fi chiar în mai omul. Iată ce spune Părintele despre perioada aceasta a temniței. Vă spun cu toată sinceritatea, eu cred din toată ființa mea că Dumnezeu este bun. Am simțit asta întotdeauna. La închisoare îmi găseam toate vinovățiile mele față de Dumnezeu, chiar și cele mai fine. Iar Dumnezeu era foarte prezent în viața mea, era întotdeauna foarte viu și foarte bun. Foarte bun cu adevărat. Nu eram poate atât de vinovat, poate că aveau și alții vină pentru că eram acolo după gratii. Pe mine însă nu mă interesau deloc păcatele lor. Nu mă interesa dacă ceilalți au sau nu vreo vină și nici acum nu mă interesează acest lucru. Și acum o mărturie din 1993, după căderea regimului comunist. Un cuvânt adresat unui grup de tineri, foarte frumos, chiar vă recomand să-l citiți, se numește Întreaga țară să fie un rug aprins de rugăciune. Și vorbește despre rugăciunea lui Iisus. De pildă stăm la niște cozi sau așteptăm autobuzul. Nu lăsa să-ți fugă mintea în toate părțile. Roagă-te cu Doamne Iisuse. Și încet, încet se va face un vad, o cărare de lumină între minte și inimă. Și vei simți această mare pace și bucurie lăuntrică. Folosul acestei rugăciuni este cu adevărat foarte mare. Se grupează în jurul ființei celui care se roagă, tot acest cosmos care ne înconjoară. Iar credinciosul privește cu bunătate, cu liniște, cu dragoste. Practicați-o și veți simți folosul ei. Să dea Dumnezeu ca țara întreagă să fie un rug aprins de rugăciune. Inspirați de acest rând, cu să dea Dumnezeu ca țara întreagă să fie un rug aprins de rugăciune, am inițiat și o candelă de rugăciune, puteți să căutați pe internet acolo, candela rugul aprins, pentru postul nașterii Domnului și pentru postul Paștelui, să ne rugăm mai mult, chiar este nevoie să ne unim într-un lanț de rugăciune mai mulți. În legătură cu filmul pe care îl vom vedea, înregistrarea este din 1996. Cred că este, aproape cu siguranță, este prima, cea mai veche conferință video care se păstrează cu Părintele Sofia. Și în prima parte va vorbi despre rugăciunea lui Iisus, iar în a doua parte despre starea aceasta de har, starea aceasta de rugăciune profundă care exista în închisorile comuniste. Asistenți. Pe lângă acest mod de rugăciune pe care am vorbit până acum, mai este un fel de rugăciune pe chemarea numelui Domnului. Numit rugăciunea lui Iisus. Rugăciunea minții sau rugăciunea inimii. Este o rugăciune scurtă, plină de putere, care vine de la Mântuitorul Hristos la Sfinții Apostoli prin aceste cuvinte. Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Această rugăciune este scurtă, o putem spune oriunde și oricând, stând sau mergând, și în viața modernă, cu această gravă a vieții, când avem plin de rugăciune îndelungă, în camera noastră, în fața icoanei și a camerei aprinse, putem spune această rugăciune în orice loc și în orice timp din viața noastră. Și în școală, și în magazin, și în fabrică, și în atelier, putem rosti această rugăciune în taina inimii noastre. Și Iisus Hristos reprezintă în viața noastră totdeauna
ne ascultă această rugăciune care este chinată numele Lui, plin de putere. La mulți dintre dumneavoastră această rugăciune vă este cunoscută. Cunosc persoane multe, tineret mai aici, mai în vârstă, care îți spun această rugăciune și avansați în această rugăciune. Și m-am bucurat foarte mult ori de când le-am auzit și m-am făcut de sine persoană. Eu și-a întâlnit cuvintele Mântuitorului care zice o sfințire de la Tatăl în numele meu, voi face ca să mărească Tatăl într-un Fiul. Și iarăși, îi veți cere ceva în numele meu, eu voi face. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, Sfinții Apostoli Sfinții după ei au făcut minuni prin chemarea Lui Domnului, vindecând tot felul de bolnă, scoțând demoni din oameni. Această rugăciune se numește rugăciunea lui Iisus, pentru că în mediul rugăciunii este numele Domnului nostru Iisus Hristos, numele plin de putere, așa cum am spus. Se numește rugăciunea inimii și rugăciunea minții. A minții, pentru că în prima ei fază se rostește cu mintea și a inimii, pentru că după multă vreme de rostirea rugăciunii acestea, atentă rugăciune, cu mintea, această rugăciune coboară în inimă. Ea este, de obicei, rugăciunea care stă la îndemână oricui. Și poate rosti în două feluri. Așa cum vorbim, cum vorbesc eu acum, mai ales atunci când lucrăm ceva sau când mergem, sau în respirație. Când stăm pe un scaunel, având capul puțin aplicat spre stânga și cu două degete de la mâna dreaptă, ținute ușor peste haine, deasupra locului inimii. Pe partea stângă. Și așa rostim rugăciunea aceasta tare, șoptit sau încet. Rugăciunea este de chemare în numele Domnului. Ținea fi rostită neîncetat, ziua și noapte, și în orice loc. Și în orice lucrare de matra. Practică, însă, ales pentru începători, este greu a fi rostită neîncetat. Și de aceea ea poate fi rostită alternativ cu cele șapte laude ale Bisericii, din care este bine să lipsească rugăciunea dimineții și rugăciunea de seară, paraclisul și acatistul Paicii Domnului și, asemenea, acatistul Mântuitorului care este legat de Mântuirea Domnului, toate atributele aduse Mântuitorului Hristos. Pentru acestea rugăciunea obștești, mai ales pentru personalul mănăstăresc, este bine ca rugăciunea minții să fie rostită de 4-5 ori, câte 15 minute, de fiecare dată, iar fără întoială această rugăciune poate fi rostită și de laici. De oricare din dumneavoastră, după râna fiecăruia, măcar 3 ori de cei 24 de ore, decât de ce spune și mâini măcar fiecare dată. Această rugăciune cere și rostită des, ca să poată înfige în inima noastră, în centrul ființei noastre. Și cu un lucru, fiți mai bun în vedere. Și anume, că rostim rugăciunea, simt atenți ca fiecare cuvânt al rugăciunii să cadă pe locul inimii. Aici ne-am arătat cele două digite. Deasupra inimii de carne, deasupra inimii fiziologice.
Acest loc al inimii, găsit de Sfinții Părinți, mari rugători, rugăciunii acestea, se certă duhovnicesc al Sfinții noastre lumești și deasupra inimii carnale. Această Sfântă rugăciune se cuvine să fie făcută cu binecuvântarea și supraveghirea duhovnicului, care de obicei o și practică. Ea are menirea să ne ajute a ne curăți mintea și inima de gânduri și de pofte netrebnice, care nu se pot înfăptui decât cu chemarea Lumei Domnului, chemarea deasă acestui nume, care ca un foc ceresc arde asemenea necurăției interioare ale noastre. Scopul ultim al acestei Sfinte rugăciuni este de a coborâ mintea în inimă, de a unifica aceste două centri de Ființe Omenești, mintea și inima, realizând un acord desfășurită inimă și minte. Când de obicei omul gândește ceva, dar simte altceva. Îl vorbește de bine pe celălalt care este în fața lui, iar în mintea, în inima lui, adâncul lui, răgulește. Când împlinim aceste centri, mintea și inima, omul devine o unitate duhovnicească, și atunci omul este întreg și așa cum l-a făcut Dumnezeu, om de plin. Prin rugăciunea aceasta se realizează acest ideal sfânt al vieții noastre omenești. Până să atingem acest ultim scop de înnobilare de sfințenie noastră lăutrică, de unificarea ființei noastre omenești, sfârșiată de patim, avem nevoie de o severă lucrare de despătrânire, de luptă cu noi înșine, care nu este deloc ușoară. Nebunirea răului de minte și din inimă și de adunare în minții care se prisipește mai ales în timpul rugăciunii, cum am spus. Dacă nu avem rândați de sus în aceste eforturi, lupta noastră cu noi înșine ar fi aproape zadarnică. Dar și mângâierea și întâlnirea noastră avem un ajutor de experiența și sfatul de Sfinților Părinți aflate în cărțile lor, în vieții Sfinților și judecatura aceasta a Sfinților Părinți, rugători mai ales, de rugăciune și taine Sfintei Biserici și de o sfânt taină spovedanii cu sfatul duhovnicului, Sfânta Părtășanie. Iar pe lângă toate acestea avem ajutorul nemijlocit al Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe chemarea Sfântului Său nume, rostind cât mai des pe drumul vieții noastre rugăciunea care a spus-o Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-vă pe mine păcătos. Și chiar dacă marea bucurie a coborârii minții în inimă întârzie, Iisus se produce numai cu ajutorul lui Dumnezeu și când vrea Dumnezeu și Harul Său în noi înșine, strădania noastră sinceră și satornică de chemarea deasă a Lui Domnului ne este un mare folos. Astfel, prin ea, în această rugăciune, să ne luăm așa cum este ea, dobândim simplu prezența Lui Dumnezeu în viață, gustând câte puțin, vede în această viață, în bucurie și stare fericită, de dincolo, pe cât este putință nouă oamenilor. Când ne ajută unul Dumnezeu să atingem și acest sfânt ideal de unirea minții cu inima, de fapt, unirea noastră cu Dumnezeu, atunci lupta cu noi înșine se ușurează. Sfânta rugăciune se rostește neîncetat în inimă, ziua și noaptea, pe cuvântul din Cântarea Cântărilor care spune eu dorm, dar inima mea vechează și bucurile duhovnicești întrec
Dumnezeiești. Și dragostea de Dumnezeu depinde Sfântului Stare Corunț și este cu adevărat mare, cu greu permățit prin cuvinte omenești. Până atunci însă, să-L rostim cu smerenie, cu stăruință și cu dragoste, cu timp și fără timp, cu credere în Dumnezeu și cu dor, această Sfântă rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, ne viești cu timp păcătos. Amin. Ce ne puteți spune despre puterea de rugăciune pe care au avut-o unii oameni în închisori? În închisori eram așa de bine păziți și așa de constrânși că nu ne putem gândi decât în sus, pe verticală, la Dumnezeu. Și de obicei omul se roagă cu putere în necasă. Și închisorii erau cu adevărat niște mari necasă. Rugăciunii celor de închisori erau primite în Dumnezeu dovedind această primire din partea lui Dumnezeu, pentru că întrebea că cu toată mizeria, cu toată răutate comandată împotriva sărmanilor deținuți, aveau totuși o semnătate și o bucurie că nu putea să vină decât de sus, la Dumnezeu. Încât rugăciunii de închisori erau niște rugăciuni poate care Sfinților Părinți din Pustiu sau Sfinților Martiri azi te rog care arzând focul sub ei erau obiectii scuzau și mulțumesc lui Dumnezeu pentru această jertfă că o duceau înaintea Sfinției Sfânt. Cam așa erau și Sfinților rugăciuni de închisori pentru foarte mulți intendești. Pentru noi cei de afară, rugăciunile lor și modul lor de viață ne sugerează gândul că e bine să ne smerim, să ne ostenim, zicem o ascensă cât se poate posibilă prin post, prin rugăciune, prin metanie, prin răbdarea din partea insultul care primim în viață, răbdare fără cârtire și atât rugăciunile noastre sunt primite înainte de Dumnezeu. Așa ca să văd rugăciunea. Vreau să vă spun, cine dorește, poate să achiziționeze conferința care a văzut, este și subtitrată în engleză, se vinde aici împreună cu un CD, unde sunt 20 de predici ale Petrului Sofian. Și, de asemenea, cartea, o găsiți tot aici, și am mai adus și niște vederi foarte frumoase cu Petrul Sofian. Pe spatele lor este un text foarte încurajator legat de rugăciunea lui Iisus. Cam atât am avut de spus. Vrem să cumpărați cartea, să vă vedem să cumpărați tot ce este legat de Părintele Sofian, pentru că poate că e dintre cei mai mari depozitari ai învățăturii Rugului Aprins, care au venit până la noi, au ajuns până la noi. Am înțeles că a apărut jurnalul Părintelui, chiar jurnalul de ani și ani, pe care l-a făcut un imens la editura bizantină, venim să-l citiți. Noi n-am prea avut asemenea jurnale în Rome duhovnicești, iată un jurnal meu mare, mare. Și
Vă mai dăm la o carte, tot din cadrul rugului aprins, pe care, care mi se pare că trece pe lângă noi și nu observă nimeni. Mi se pare la fel de valoroasă ca și jurnalul fericirii lui Steinhardt. Cel puțin la fel de valoroasă. E vorba de jurnalul din închisoare al lui Alexandru Mironescu, Floarea de Foc se numește. A apărut, dar nu prea are răsunet. El are stilul jurnalului fericirii. Are puterea și lucrarea rugăciunii lui Alexandru Mironescu. E deosebit. Căutați-o. Cartea se găsește în librării. Dar tot ce apare de Părintele Sofian merită, pentru că el a primit și tot ce s-a făcut și s-a lucrat acolo, la Rugul Aprins și s-a învățat acolo, și ce au adus Ioan Culughin și Episcopul cel al Rostovului, Nicolae al Rostovului, și tot ceea ce au învățat ei și au adus ei. Părinte, vă mulțumim și vă mai invităm pentru chestia. Să zicem, vin să calebrași, pe aceea vă invităm să calebrași. Doamnei Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Se pare că nu prea nimeresc cu proporțiile. La catedrală am vorbit prea puțin, aici am vorbit prea mult. N-ați vorbit prea mult. Uitați, nici n-am ajuns la 10. Mai sunt 5 minute. Mâine Părintele va fi la biserica la noi, de Ram. Poate să-l auzi și la cuvântul de dimineață la liturghie. Nu i-am spus, stai, spune acum. Așa. Ne vom mai întâlni.